Polițiștii din Arad, sub coordonarea procurorilor de ICOT, au depistat și reținut un bărbat de 35 de ani bănuit de trafic de persoane în formă continuată și tentativă la infracțiunea de trafic de minori. În cadrul administrării probatoriului, la data de 7 martie, polițiștii și procurorii au efectuat trei percheziții domiciliare și a fost pus în executare un mandat de aducere. În urma acestor activități au fost ridicate mai multe bunuri ce constituie mijloace de probă, printre care suporți magnetici, tehnică de calcul, telefoane mobile și simuri, o tabletă, fotografii cu posibile victime și numeroase chitanțe reprezentând sume de bani primite de suspect de la victime prin intermediul unui sistem de transfer bancar. Bărbatul a fost reținut de poliție și prezentat tribunalul Rad cu propunere de arestare preventivă. Pe numele acestea, magistrați emițând un mandat de arestare pe 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și tentativă la săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. În cauză s-a cooperat cu autoritățile competente din Italia și Germania, bărbatul fiind cercetat în Italia pentru tentativă de omor, respectiv pentru trafic de persoane și exploatare sexuală în Germania. Din cercetările efectuate au rezultat indicii că, începând cu anul 2010 și până în prezent, cel în cauză ar fi recrutat, transportat și adăpostit în Italia prin inducere în eroare și constrângere mai multe tinere. De asemenea, acesta ar fi încercat să recruteze prin aceleași mijloace mai multe minore de pe raza județului Arad, cu scopul obținerii de foloase materiale prin obligații a victimelor la practicarea prostituției. Cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale în cauză. Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al SRI.